Candidatul Partidului Liberal Democrat din Moldova pentru funcția de primar al satului Racovăț, raionul Soroca, Mihail Andrieș, a fost bătut aseară de către trei indivizi mascați. În urma atacului care s-a produs în locuința candidatului PLDM, victima s-a ales cu leziuni corporale grave și a avut nevoie de asistență a medicului. Mihail Andrieș a fost internat în secția traumatologie a Spitalului Raional Soroca. El a depus o plângere la secția de poliție. Forțele de ordine i-au identificat deja pe suspecți. Este vorba despre candidatul pentru funcția de primar al formațiunii politice Partidul Nostru, Mitrofan Mihail, finul și nepotul acestuia. Consiliul Electoral de Circumscripție din satul Racovăț urmează să-și dea acordul pentru ca poliția să-l rețină pe candidatul formațiunii Partidul Nostru, se arată într-un comunicat al PLDM.